Parlamentul European califică drept false și provocatoare acuzațiile de amestec în treburile interne ale Republicii Moldova lansate de autoritățile moldovene la adresa României. Declarația a răsunat în cadrul ședinței extraordinare a Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, reunită astăzi la Bruxelles pentru a analiza situația de securitate la granița Uniunii Europene, în urma evenimentelor de la Chișinău. The Moldovan government has accused one of our member states, Romania, of wrongdoings and interference into internal affairs, which we treat as first untrue, second provocative. Ministrul român de externe, Cristian Diaconescu, care a fost invitat să participe la lucrările Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, a declarat că e timpul ca Uniunea Europeană să abordeze la modul cel mai serios problemele din Republica Moldova, aceasta fiind o problemă europeană, nu doar una a României. Totodată, Consiliul Europei a anunțat că va delega în regim de urgență un reprezentant al său la Chișinău, care va întocmi un raport referitor la situația de aici. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, s-a arătat foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, în special de posibilele încălcări ale drepturilor omului, arestările în masă și cazurile de îngrădire a libertății presei. La 22 aprilie în Moldova va veni și premierul ceh Mirek Topolánek, țara căruia deține președinția Uniunii Europene. Topolánek a spus că urmărește cu multă atenție evenimentele de ultimă oră din Republica Moldova.